Salutare și bine ați venit pe canalul meu. Pentru acest clip am să vă propun 5 parfumuri foarte performante pentru sezonul estival, pentru temperaturi ridicate, deci în special când afară e foarte cald. Aceste parfumuri își fac treaba excelent pentru că au o persistență de minim 8 ore. Persistența este testată pe pielea mea, astfel că luați această recomandare ca și experiență din punctul meu de vedere. Dacă vreți să vedeți pe pielea voastră, vă recomand testați-le. Am să încep cu prima recomandare care nu ține cont de o clasificare sau un top, ci e o recomandare aleatorie. Sunt cele 5 parfumuri și încep cu primul. E vorba de Giorgio Armani Acqua di Gio Essenza în concentrație apă de parfum. Pe pielea mea are o performanță de 10 ore minim. Prețul pentru acest parfum variază între 250 de lei pentru cantitatea minimă de 40 de mililitri și 380 de lei pentru cea de 75 de mililitri. La acest parfum se mai găsește și varianta de 175 de mililitri, dacă nu mă înșel, dar aceea e și mai scumpă și nu se mai găsește deloc. De asemenea, acest parfum a ieșit din producție, el se mai găsește la anumiți furnizori, astfel că dacă sunteți interesați, puteți să-l testați și eventual să-l și achiziționați. Notele care compun acest parfum avem cedru, avem vetiver, avem note marine, avem bergamotă, musc, piper, precum și alte elemente. Al doilea parfum pe care vi-l recomand ca și parfum foarte performant pentru vremea caldă este un parfum de la Issey Miyake cu L'Eau de Saint-Pour-Homme Fresh, care pe pielea mea are o performanță de minim 8 ore. Prețul lui este între 250 de lei pentru cantitatea de 50 de mililitri și de 400 de lei pentru cea de 100 de mililitri. Iar notele care compun acest parfum, printre altele, avem trandafir, piper roșu, lavandă, bergamotă, paciuli, musc și multe altele. A treia recomandare este de la firma de parfumerie de nișă Acqua di Parma cu colonia Esența, apă de colonie concentrată, care pe pielea mea are o performanță foarte bună de minimum 9 ore. Prețul la acest parfum variază între 350 de lei pentru 50 de mililitri și 550 de lei pentru 100 de mililitri. Printre notele aromatice ale acestui parfum regăsim trandafir, salvie, bergamotă, patchouli, musc, vetiver, neroli, precum și multe arome. A patra recomandare. E vorba de Guerlain cu Homme, apa de parfum, cu o persistență minimă de 8 ore pe pielea mea. Prețul lui variază între 150 de lei pentru 50 de mililitri și 250 de lei pentru cantitatea maximă de 100 de mililitri. Un parfum proaspăt cu note de mentă, rom, patchouli, lime, vetiver și multe alte note interesante și proaspete. A cincea recomandare și ultima pentru acest pachet de vară cu parfumuri performante este Chanel cu Homme Sport Eau Extrême. Un parfum foarte bun, un parfum care are un preț de 400 de lei pentru varianta minimă de 50 de mililitri și termină cu 650 de lei pentru cea de 150 de mililitri. La 100 de mililitri prețul e undeva la 500 de RON. Printre notele acestui parfum regăsim mentă, salvie, piper, musc, santal, cedru, tonka și multe alte elemente olfactive. Aceasta este seria de 5 parfumuri performante, deci o performanță foarte bună, au o longevitate, deci dacă vă doriți ceva care să țină minim 8 ore, încercați să vedeți din cele 5 recomandări ce anume vă face cu ochiul și eventual testați. Aceste parfumuri sunt parfumuri foarte bune, sunt parfumuri masculine, deci nu fac parte din categoria unisex, astfel că dacă sunteți tentați, fuguța într-un magazin sau comandați-vă niște eșantioane și vedeți dacă ceea ce vă recomand eu se calibrează pe gustul vostru. Închei aici și vă doresc mult succes!